Bine v-am găsit, ora știrilor, în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Despre negocieri, presiunea Moldovei și altele la întâlnirea cu delegația OSCE. Tunurile de la Memorialul Gloriei din Bender vor fi restaurate. Un nou schimb în zorile nistrene. Prezidentul Krasnoselski este disponibil să se întâlnească cu Maia Sandu pentru a discuta toate problemele. Despre aceasta a menționat în ajun la întâlnirea cu reprezentantul special al șefului OSCE. Au discutat despre toate, de la taxele vamale ale Moldovei până la legea cu privire la separatism. Moldova presează Nistrenia prin taxe, blochează exportul mărfurilor noastre. Medicamentele și utilajele nu pot fi importate. Lista poate fi continuată, dar principalul este că oamenii obișnuiți suferă în urma fiecărei acțiuni a Moldovei. Prezidentul Krasnoselski prezintă zeci de argumente. Moldova nu vrea să se așeze la masa de negocieri. Acolo se vorbește despre așa zisa reintegrare și declară deschis. Taxele sunt doar începutul, vor urma și alte acțiuni. Există și declarații scandaloase, precum că în Nistrenia locuiesc români și chipurile Moldova îi asigură pe toți cu pensii și salarii, un lucru absurd. Весь мандат миссии ОБСЕ нацелен на урегулирование и на статус Приднестровья, на статус Приднестровья. Мандатul misiunii OSCE vizează reglementarea și statutul Nistreniei. Ce spune domnul Serebrean? Nici măcar nu văd autonomie aici. Îmi pare rău, așa că pot spune că Moldova se retrage complet din negocierile politice. Despre ce să vorbim cu ei? Poporul nu vede ce se întâmplă? Nu vedem oare cum Moldova, Chișinăul, se comportă cu Găgăuzia și cum ratul? Nu vedem sugrumarea economică a Găgăuziei? Nu vedem presiuni politice asupra Găgăuziei? Înțelegem perfect ce se va întâmpla când Moldova va fi aici. Va avea loc genocidul populației nistrene și toată lumea înțelege acest lucru perfect. Dar Moldova nu este dispusă pentru dialog cu Nistrenia, 5+2 nu funcționează, iar întâlnirile reprezentanților politici nu au niciun rezultat. Prezidentul nistrean este disponibil să se întâlnească cu Maia Sandu. El a confirmat acest lucru și în timpul întâlnirii cu delegația OSCE. К сожалению, встречи политических представителей превратились просто в ритуал. Din păcate, întâlnirile reprezentanților politici s-au transformat pur și simplu într-un ritual, care nu au niciun sens practic în ceea ce privește interesele cetățenilor. Doamna Sandu se adresează oamenilor, dragi moldoveni, iar domnul Serebrean spune că acolo locuiesc români. Ar trebui să decidă cine totuși trăiește acolo. Aici trăiește poporul nistrean, format din 72 de naționalități. Ucraineni, ruși, moldoveni, bulgari, germani, evrei, găgăuzi, armeni. Când un reprezentant politic spune că aici este poporul român, se întoarce în 1989. Din această cauză, aici a început războiul. Nu este oare conștient de acțiunile sale? Am o întrebare. Nu înțelege că aceasta este o cale spre conflict? Dacă presiunea va continua, nu va fi ultimul congres și declarațiile nu vor fi ultimele. Oricum ar fi, poporul nistrean va rezista agresiunii. În același timp, cu siguranță, vom menține pacea pe pământul nostru. Între timp, în Nistrenia este așteptat în curând președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Maltei, Jan Borg. Vizita este programată pentru 12 aprilie. Posibil se va discuta despre legea despre separatism, care vizează nu numai nistrenii, dar și reprezentanții OSCE. Alegeri suplimentare în Sovietul Suprem vor avea loc la 31 martie. Ivan Nedelkov, care anterior reprezenta interesele alegătorilor în satele Părcani și Blijni Hutor, a decedat. S-au înaintat trei candidați, Svetlana Kansky, Nicolae Malyshev și Vladimir Timofeev. Încă are loc controlul, de aceea numărul final al candidaților ce vor nimeri în buletinul electoral nu e cunoscut. Va deveni cunoscut după 17 martie.
Vor activa 10 sectoare electorale, 5 sectoare în Părcani și 5 în Blijnii Hutor. Pe site-ul Comisiei Electorale Centrale sunt adresele tuturor sectoarelor electorale. Ele vor lucra de la 7 dimineața până la 8 seara. Pentru a vota trebuie să luați cu ține pașaportul, iar militarii în termen biletul militar. Așadar, la 31 martie, la Părcani și în satul Blijnii Hutor, alegeri suplimentare în Sovietul Suprem. Astăzi în Republică a fost testat sistemul de alertă de urgență pentru populație. După cum notează serviciul de presă al Direcției Principale pentru Situații de Urgență a Ministerului Afacerilor Interne, aceasta este o lansare planificată a sistemului de alertă necesară pentru avertizarea populației în situații de urgență. Sistemul de alertă a populației a fost lansat la ora 10:00. Semnalul a fost transmis prin SMS la telefoanele mobile, iar informația a fost difuzată la radio și televiziune. Testarea se efectuează de 2 ori pe an și nu trebuie să creeze îngrijorare în rândul cetățenilor. Totul se desfășoară conform planului. Уважаемые избиратели, граждане России, в соответствии с решением посольства Российской Федерации в Республике Молдова, в воскресенье 17 марта в Приднестровье можно будет проголосовать на выборах президента России. Участки откроют в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Чтобы проголосовать, нужен один из следующих документов. Паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, паспорт СССР с отметкой или вкладышем о российском гражданстве, паспорт СССР со штампом о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, свидетельство на въезд или возвращение в Россию. Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту. Două tunuri din timpul Marelui Război pentru apărarea patriei de la Memorialul Gloriei din Bender le-au demontat pentru a fi restaurate, vopsite, schimbate roțile. Ele se află aici de 60 de ani. Tot lucrul va ocupa mai bine de o lună. Către 9 mai vor fi instalate la locul său. Sunt duse în unitatea militară pentru a le repara, a vopsi, suda. Ele vor fi restaurate, aduse în ordine, înlocuite roțile, apoi instalate pe postament. În 1944, în dată după eliberarea orașului Bender, în acest loc, în mormântul frățesc, au fost înhumați soldați și ofițeri. Peste 20 de ani, în 1964, aici a fost o reconstrucție. Arhitectul Valentin Mednic a elaborat proiectul. Așa a apărut memorialul de tipul unui panteon deschis. În centru e situată o stelă de 14 metri. Puțin mai departe, plăcile comemorative cu numele eroilor căzuți. Tot în acel an, la intrare, au fost instalate 2 tunuri din timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Modelul anului 1942, anume așa, tunuri au fost folosite la operațiunea Iași-Chișinău, respectiv și la eliberarea orașului nostru de sub jugul româno-fascist. Timp de 60 de ani, aici reparație capitală n-a fost și acum au început lucrările. Din fondul investiții capitale sunt alocate 2.500.000 de ruble. Reconstrucția va continua până în 2025. Prima etapă e demontarea tunurilor. Lucrările de bază vor fi desfășurate după ziua biruinței. Un nou schimb în zorile nistrene. În sanatoriu au venit 80 de persoane, majoritatea cu foi balneare gratuite. Se vor odihni 2 săptămâni. În sanatoriu lucrează policlinica, proceduri în fiecare zi, masaj, odaie salină, aerobică, acvatică și altele. Un nou schimb în zorile nistrene. Acum în sanatoriu sunt 80 de persoane, au venit recent. Înainte sunt 2 săptămâni de odihnă. De ce mă reșeli prieheți în Dnistrovskie zori? Majoritatea pensionarilor se odihnesc cu foi balneare gratuite. Valentina Antonova a venit din Tiraspol, este în sanatoriu Zorile Nistrene pentru a 2-a oară. Când vii încoace, e aer curat, natura din jur e frumoasă, primesc multă satisfacție. În sanatoriu fac băi cu spirulină și conifere. Este și ozocherită. Odaie salină, masaj, ozocherită, avem un program bogat, bazin, duș și multe altele.
Sunt organizate și excursii la capul de pod Chițcani, cetatea din Bender și nu numai. Seara concerte, evoluează orchestra Ministerului Apărării. Primăvara nu mai începe, tot mai mulți doritori ne sună. La 28-29 martie va fi ultimul schimb, de aceea îi așteptăm pe toți doritorii. Au început a înflori florile, cântă păsările, e minunat în pădure, pe malul Nistrului. În planuri e de a adăuga proceduri noi. Ambulatoriul din satul Corotna. Aici se desfășoară reparația capitală. Au făcut deja replanificarea. Iată coridorul, 8 cabinete. Va fi cabinet de proceduri și staționar de zi. Propria registratură. Sunt montate toate comunicațiile. Canalizarea, rețelele electrice, apeductul. Toate lucrările la negru sunt deja realizate. De luni începem lucrările de fățuire. Vom monta teracota, tavanul, vom tencui și vom vopsi. Această clădire are mai bine de 150 de ani. Pe timpuri aici a fost o școală de gubernie. În anii marilor război pentru apărarea patriei, spital. În anii 80 ai veacului trecut, ambulatoriul sătesc. Constructorii se străduiesc să păstreze și particularitățile istorice. Locuitorii satului Corotna așteaptă cu nerăbdare ambulatoriul renovat. Până ce în încăpere e reparație, pacienții sunt primiți în școala locală. Nu au fost niciun fel de condiții. Medicilor le-a fost foarte complicat să lucreze, era frig. Bineînțeles, toți oamenii așteaptă încăperea nouă, renovată și caldă. Pentru a primi careva proceduri, să fie un staționar de zi la care am visat de mult timp. Reparația ambulatoriului e din fondul investiții capitale. Va fi schimbat și sistemul termic, utilajul din cazangerie. Toate lucrările planifică să le încheie către sfârșitul lunii martie. Уважаемые избиратели, граждане России, в соответствии с решением посольства Российской Федерации в Республике Молдова, в воскресенье 17 марта в Приднестровье можно будет проголосовать на выборах президента России. В Рыбнице избирательный участок будет открыт во Дворце культуры с 8 утра до 8 вечера. На участок нужно прийти с документом, подтверждающим наличие российского гражданства. Ghizii turistici și antreprenorii din Nistrenia s-au întors de la Berlin. Timp de 3 zile, acolo a avut loc una din cele mai mari expoziții internaționale de turism. Aproape 25.000 de participanți, peste 180 de țări, printre acestea și Nistrenia. La Berlin au vorbit despre obiectele și traseele turistice ale țării noastre. Expoziția de turism la Berlin, câteva sute de standuri cu informații despre diferite țări ale lumii. Delegația din Nistrenia de asemenea participă la eveniment. Peisajele Nistrului, Parcul Ecaterinei din Tiraspol, Cetatea Bender, Nordul Stâncos, Hidrocentrala de la Dubăsari. Operatorii de turism din Germania, Austria, Olanda, Polonia, Spania și țările arabe au manifestat interes și pentru alte obiecte turistice din Nistrenia. Ei planifică să aducă turiști în Republică. Lucrăm în principiu pentru a găsi parteneri în direcția europeană. Cu toate acestea, e surprinzător faptul că China e foarte interesată de extinderea parteneriatului cu Nistrenia. Reprezentanții din Hong Kong de mai multe ori ne-au vizitat. Majoritatea americanilor ce vizitează țara noastră cunosc despre Nistrenia și vin în cadrul unor mari turnee globale. Avem o serie de parteneriate cu care lucrăm, cum ar fi o agenție din Australia. Rural, industrial de asanare, turismul în Nistrenia continuă să se dezvolte, oferă noi tururi și rute, atât pentru străini cât și pentru localnici. De asemenea, agenții turistici ghizii din Nistrenia își perfecționează abilitățile profesionale. Tocmai astăzi începem cursuri pentru ghizi. În anul trecut am instruit 12 persoane și le-am oferit certificate internaționale. Organizăm prelegeri, cursuri, seminare. Anul curent avem multe vizite planificate atât în Moldova cât și în România. Vom demonstra cum se dezvoltă țările din apropiere. Le vom transmite experiența și cred că atunci vor integra această experiență în Nistrenia. Ghizii nistreni consideră că țara noastră dispune de obiecte turistice pentru a călători în orice perioadă a anului. În Nistrenia s-au trezit căpușele. Timpul este deja benefic pentru acestea. Au apărut în păduri și în parcuri. Cât de periculoase sunt insectele și cum să ne protejăm? Detalii în continuare.
Valorile termice au crescut, natura se trezește și odată cu ea căpușele cel mai des sunt întâlnite în locurile cu multă iarbă, umbră și umezeală. Acum sunt multe căpușe, de exemplu, în pădurea din Chițcani, lângă Tiraspol. Dacă vă plimbați prin pădure, trebuie să purtați haine care să protejeze zonele deschise ale corpului. După plimbare, neapărat examinați corpul, mai ales la copii. Căpușele încep a se trezi la o temperatură de plus 1 grad, dar devin active când se stabilește timpul cald, plus 15, plus 18 grade. Fotografii de la urmăritorii din Kamenka. Un punct abia vizibil pe palmă este o căpușă, purtătoare a peste 15 boli infecțioase. Una dintre cele mai frecvente este borelioza, afectează pielea, sistemul nervos, inima. Dacă în sângele unei persoane pătrunde infecția, atunci, după careva timp, apar simptomele bolii. După aproximativ 10 zile pot apărea simptome de intoxicație, febră, dureri articulare, cefalee, apoi apare eritemul la locul mușcării. Apogeul activității căpușelor va începe în curând, așa că trebuie să fim atenți când ne plimbăm în parc sau în pădure. Purtați haine care acoperă în întregime corpul și de culoare deschisă. Insectele sunt mai vizibile pe acestea. Verificați regulat, în special părul, și folosiți substanțe de protecție. Dacă ați fost deja mușcat de o căpușă, consultați imediat un medic. Уважаемые избиратели, граждане России, в соответствии с решением посольства Российской Федерации в Республике Молдова, в воскресенье 17 марта в Приднестровье можно будет проголосовать на выборах президента России. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера в Тирасполе, во Дворце Республики, в Доме офицеров и в школе номер 5, в Бендерах, во Дворце культуры имени Ткаченко, в Рыбнице, во Дворце культуры, в Григориополе, в Городском доме культуры. На участок нужно прийти с документом, подтверждающим наличие российского гражданства. Cam atât pentru astăzi, iar eu vă doresc o seară frumoasă în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!